Bună ziua, dragi elevi! Vă salută cu mare drag învățătoarea Mihaela Petrov. Astăzi vom realiza împreună lecția de limba română. Vom studia fabula Racul, Broasca și Oștiucă, scrisă de Alexandru Donici. Pentru început de lecție, vă propun câteva proverbe care se potrivesc perfect cu fabula pe care o vom învăța astăzi. În unire stă puterea. Unde-s mulți, puterea crește. Orice putere e slabă dacă nu e unire. Unirea leagă și oameni și țări. După cum unirea înseamnă putere, dezbinarea înseamnă înfrângere. Priviți atent la ecran. Spuneți care cuvânt se repetă în aproape în fiecare proverb. Corect. Aproape în fiecare proverb se repetă cuvântul unire. Deci acesta este un cuvânt cheie din lecția noastră de astăzi. O poezie deosebit de frumoasă despre unire este scrisă de Vasile Alexandri. Se numește Hora Unirii. Ți-am propus aici la ecran o strofă. Unde-i unu, nu-i putere, la nevoi și la dorere. Unde-s doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. Vasile Alexandrie a vrut să ne învețe cât de importantă este unirea pentru un popor. Fabula pe care o vom studia astăzi este scrisă de Alecu Donici, sau îi se mai spune Alexandru Donici. Acesta a fost un poet și fabulist român basarabian. În 1835 este evidențiat ca traducător în revista moscovită Telescop, el a tradus fabule de Pușkin și Krylov. În cooperare cu Constantin Negruțe, traduce și publică o mulțime de creații ale clasicilor literaturii universale. Între anii 1840 și 1842 a editat două cărți de fabule cu opere proprii, dar și traduceri. Alexandru Donici a avut un spirit deosebit de observație, criticând în fabulile sale, pe exemplu unor animale, moravurile proaste din societatea umană. Și ți-am propus aici câteva titluri de fabule. Fabula Vulpea și Bursucul, Vulturul și Albina, Greierul și Furnica, Lupul și Cucul, Momița și Două Mâțe, Lupul și Lupușorul, Calul și Călărețul și alte fabule. Mihai Eminescu, fiind încântat de talentul fabulistului, l-a supranumit Donici Cuib de Înțelepciune. Astăzi noi vom studia fabula Racul, Broasca și Oștiucă. Să ne reamintim ce este fabula. Fabula este o specie literară în care se folosesc ca personaje ființe necuvântătoare și se critică defectele oamenilor. Deschideți manualul vostru de limba română la pagina 176. Vom citi împreună fabula Racul, Broasca și Oștiucă scrisă de Alexandru Donici. Racul, broasca și oștiucă, într-o zi s-au apucat, de pe mal, în iaz să aducă un sac cu grâu încărcat. Și la el toți se înhamă, trag, întind, dar iau de seamă că sacul stă neclintit, căci se trăgea neunit. Racul înapoi se da, broasca tot în sus îl ta, știuca foarte se izbea și nimic nu îi sprăvea. Nu știu cine-i vinovat, însă pe când am aflat, sacul în iaz nu s-a tras, ci tot pe loc a rămas. Așa-i și la omenire, când nu obște nu-i unire, nicio treabă nu se face cu izbândă și cu pace. Ați observat că am evidențiat două cuvinte, cuvântul obște, care poate fi un cuvânt nou pentru voi, el semnifică societate, și cuvântul izbândă, acesta semnifică victorie. Mai citește încă o dată textul fabulei și, dacă găsești cuvinte care îți sunt necunoscute, folosește dicționarul și găsește semnificația acestora. Ați observat că fabula are două părți importante, deci este împărțită în două părți, întâmplarea și
morala sau învățătura fabulei. În manualul vostru, primele două strofe arată întâmplarea, deci se povestește despre ce s-a întâmplat cu racul, broasca și știuca, și ultima strofă, un catren, în care este explicată învățătura acestui text. Haideți să mai citim încă o dată întâmplarea. Doar întâmplarea. Racul, broasca și o știucă, într-o zi s-au apucat de pe mal în iaz să aducă un sac cu grâu încărcat. Și la el toți se înhamă, trag, întind, dar iau de seamă că sacul stă neclintit, cât se trăgea neunit. Racul înapoi se da, broasca tot în sus sălta, știuca foarte se izbea și nimic nu îi sprăvea. Nu știu cine e vinovat, însă pe cât am aflat, sacul în iaz nu s-a tras, ci tot pe loc a rămas. Deci până aici Alexandru Dunici ne povestește o întâmplare și are drept personaje racul, broasca și știuca, care aveau să ducă un sac cu grâu încărcat de pe mal în iaz. Ultima strofă ne explică ce a vrut să spună autorul cu ajutorul acestor personaje. Deci să citim acum morala sau învățătura fabulei. Așa-i și la omenire. Când în obște nu-i unire, nicio treabă nu se face cu izbândă și cu pace. Scrie în caietel morala acestei fabule. Transcrie acest catren în caietelul tău. Dacă ai finalizat să scrii în caietel, gândește-te ce a vrut să te învețe pe tine Alexandru Dunici cu ajutorul acestei fabule. Niciun lucru nu se face fără de unire, fără de cooperare. Deci avem nevoie să fim prietenoși, să lucrăm împreună, în echipă, pentru a face lucrurile să iasă bine. Deci nicio treabă nu se face cu izbândă și cu pace dacă nu-i unire. Deci unirea înseamnă puterea oamenilor. În continuare îți propun să realizezi un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți că ești pe malul Iazului, acolo lângă rac, broască și știucă. Îi vezi pe aceștia trei cum încearcă să ducă sacul în iaz. Scrie jurnalul tău de impresii. Ce auzi, ce vezi și ce simți. Deci să generalizăm cunoștințele despre fabulă. Ce am observat? Că fabula este o scurtă povestire în versuri sau în proză. Deci pot fi fabule și în proză. Fabula noastră este scrisă în versuri. Fabula critică aspectele negative din viața oamenilor. În cazul nostru, critică dezbinarea, lipsa de unire, lipsa de cooperare. Fabula are personaje luate din lumea necuvântătoarelor. Racul, broasca și știuca. Ea conține o concluzie. Morală sau învățătură, îi mai zicem, la început sau la sfârșit. În fabula noastră este scrisă la sfârșit. Autorul se folosește de personaje necuvântătoare. De ce? Pentru a-și comunica indirect părerile și observațiile. Pentru că nu este de fiecare dată comod să spui adevărul în față. Pentru a-și masca intențiile critice. Nu toată lumea știe să primească critica. Pentru a nu fi tras la răspundere pentru afirmațiile făcute. Vă dați seama că dacă critici o persoană cu statut înalt, ar putea să aibă și consecințe nefaste pentru autor. De aceea, pentru a nu fi tras la răspundere, pentru a comunica cumva indirect despre ceea ce dorea să le spună, dar nu avea curajul să o facă în față și nu avea posibilitatea aceasta, se folosea de personaje necuvântătoare. Dacă ai citit atent și ai studiat conștiincios fabula, îți propun să selectezi personajele ce se întâlnesc în această fabulă. Așa, deci știuca, broasca și racul. În plus sunt câinele și vulpea. Alege cuvinte potrivite învățăturii fabulei. Care cuvinte se potrivesc cu morala fabulei pe care am studiat-o astăzi?
Avem cuvântul colaborare. Se potrivește? Da. Cuvântul egoism nu se potrivește. Cuvântul competiție? Nu. Ajutor reciproc? Se potrivește. Invidie? Nu se potrivește. Echipă? Se potrivește. Prietenie? Desigur. Și unire? De asemenea. În continuare, îți propun să vizualizezi un filmuleț și să răspunzi la următoarea întrebare. De ce este importantă unirea atunci când lucrăm în echipă? Analizând filmulețul pe care tocmai l-ai văzut, încearcă să găsești trei elemente principale care asigură succesul unei echipe. Pune filmulețul pe pauză, poți să mai vizualizezi odată filmulețul propus și selectează trei elemente ce asigură succesul unei echipe. Am selectat și eu trei cuvinte. Unire, plan și cooperare. Am să argumentez de ce le-am selectat pe acestea. Cred că atunci când lucrăm într-o echipă, trebuie să fim uniți și unirea trebuie să se manifeste și în gândire, și în fapte, și în vorbe. Deci trebuie să ne dorim același lucru, să știm ce avem de făcut. Apoi avem nevoie de un plan. Dacă știm ce vom face, avem nevoie să știm și cum vom face. Planul trebuie să fie acceptat de toți membrii grupului și toată lumea să cunoască fiecare pas pe care urmează să-l facă. Și desigur că avem nevoie de cooperare. Membrii grupului, a echipei, trebuie să se ajute între ei și să lucreze cu toții pentru același scop. Îți propun un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți că scrii o fabulă. Ce animale ai folosi pentru a reprezenta diferite tipuri de oameni? Scrie pentru fiecare tip de om câte un animal pe care l-ai folosit tu în fabula ta. E atât de greu să traversezi o mare. E atât de greu până vezi sădit un pom. Ce greu mai crește pâinea pe ugoare. Dar mult mai greu devine omul om. Dragul meu elev, iată că ai ajuns și la final de oră. Astăzi ai fost harnic și ai muncit conștiincios, deci ești pe calea cea dreaptă. Nu-mi rămâne decât să-ți doresc o zi minunată la fel cum ești tu. Pa, pa! Ne auzim în curând!